Domnul Șenol, bună seara și bine v-am regăsit. Este luni seara, nu avem dialog cu caractere, ci am pregătit pentru noastră o ediție specială în care ne propunem să abordăm una dintre principalele probleme care țin breaking news-ul în aceste zile, dar nu numai, și care, evident, are o conotație mai largă socială, ceea ce ne duce cu gândul spre o criză reală pe care s-ar părea că diriguitorii acestei țări ori o neagă, ori nu o înțeleg, ori pur și simplu nu vor să țină cont de ea și ne vor duce undeva într-o zonă a prăpastiei pe care probabil că nu vom reuși să o rezolvăm. Așadar, am invitat în această seară reprezentanții tinerei generații, acelor două entități asociative reprezentative ale tinerilor și spun bună seara domnișoarei Paula Buda, președinta Asociației Elevilor Maramureș, bine ați venit! Bună seara! Spun de asemenea bună seara domnișoare Alessia Daniela Coteț, vicepreședinta Consiliului Județean al Elevilor. Bună seara și dumneavoastră. Și, în ultimul rând, domnului Andrei Costin, vicepreședinte al Consiliului Județean al Elevilor. Bună seara, bine ați venit. Bună seara. Sunt onorat să fiu gazda dumneavoastră. Întotdeauna am avut emisiuni foarte reușite cu tinerii. Și am să vă spun de ce. Spre deosebire de politicieni, care majoritatea mă urăsc, sigur nu arată în direct, și se fofilează după niște răspunsuri, gesturi sau o atitudine din aia de circumstanță, generația noastră este foarte sinceră și foarte directă. Încă n-am trăit experiența să mi se spună, știți ce, domnul, hai că vorbiți prostii, lăsați-o baltă, știm noi mai bine, dar am avut cazul cu tineri în emisiune și mi-aduc aminte când a fost Denis Lazar, când a fost președintele de înaintea lui, mi-aduc aminte când au venit colegii de la Consiliu, de fiecare dată, dacă n-au fost de acord cu un enunț sau au avut o altă părere, au avut pur și simplu curajul și decența să o spună în față. Și am admirat și apreciat acest lucru. Ceea ce vă rog și dumneavoastră în această seară. Azi dimineață aveam în gând să fac o altfel de misiune. Dar am văzut acel comunicat, anunț al Consiliului Național Elevilor, prin care se punea problema sau se solicita oarecum imperativ decidenților din zona educației să se suspende activitatea școlară, motivându-se că, în percepția dumneavoastră, tinerilor, a elevilor, țara se află într-o situație de criză generată de coronavirusul COVID-19, care ar putea să aibă efecte majore asupra elevilor. În momentul în care Consiliul Național a dat acest anunț și s-a adresat Ministerului Educației, în prealabil a existat o consultare în teritoriu? Funcționează democrația la noastră în sensul în care președintele sau președinta națională vă întreabă, Maramureșul, dumneavoastră susțineți ideea unei solicitări adresate Guvernului și Ministerului pentru suspendarea școlii? Pentru că a se solicita o asemenea decizie nu este tot una cu a se solicita o zi liberă de 2 mai, de exemplu. Este o decizie majoră cu consecințe pe care poate vom reuși să le cuantificăm. Deci, ați fost consultați, da sau nu? Noi nu am fost consultați, adică până la urmă nu au fost consultări în rândul tinerilor, mă refer masă, cum ar fi în fiecare liceu sau consultări online. Însă sunt sigur că președintele Consiliului Județean, Dan Băciuman, comunica cu președintea Consiliului Național al Elevilor. În general comunicați pe social media sau vă sunați? Sau... Da, și de asemenea avem un grup în care fac parte toate județele și unde ne-a fost sesizată problema. Așa că cumva noi am știut despre ceea ce se întâmplă. Domnișoara Cote, sunt convins că domnul Cristian n-a vrut să fie, Costin, n-a vrut să fie nici misogin, nici nepoliticos, că va fura statul, dar așa suntem noi bărbații, ne place să ne băgăm în seamă. Dumneavoastră sunteți reprezentant Asociației Elevilor, o entitate pe care o apreciez mult, pentru că prin liderii pe care i-ați avut, la un moment dat ați susținut acel silențiu care venea din zona, să zicem, Consiliului ce ține de administrație, prin acțiune în teren, prin acel proiect numit Cutia, ați reușit să mobilizați o generație în a se exprima. Știu că am analizat cu Denis rezultatele de la acele acțiuni pe diferite unități școlare și am fost surprins de diversitatea problematicii pe care o ridică tinerii. Da. La dumneavoastră a existat o consultare ca fiind organizație membra societății civile sau nu v-a întrebat? Din câte știu eu, nu. Eu personal nu am fost... Și dacă nu ați fost, cine să fi fost? Păi presupun că domnul Denis Lazar.
Nu se știe că ați l-ați detronat și sunteți nou șef al asociației. Mă rog, pentru că, vedeți dumneavoastră, democrația reprezentativă se cuantifică cum? Există o masă de oameni care își deleagă dreptul de a decide unor lideri. Ori chiar dacă nu ați reușit, deși așa era normal să gândim de săptămâna trecută ideea suspendării și să facem un sondaj, să zicem, în grupurile noastre și să întrebăm pe colegi, voi ce părere aveți? Un pic nu mergem spre o zonă de autocrație, adică decid niște lideri naționale, eventual întrebăm pe președinte dacă e de acord, n-ar trebui să fie consultat și părinții eventual? Evident, consider că putea exista o consultare mult mai bună, dar într-un fel, de multe ori, foarte puțini elevi răspund sondajelor respective. Deci există o problemă, dar normal să le cerem părerea. Toți elevii din liceele noastre sunt membri ai acestei asociații? Sunt membri de drept? Sunt înscriși automat? Sau trebuie să semneze adeziune? Trebuie semnată. De asemenea, un comentariu legat de ce a spus anterior. Da. Ceea ce încercăm noi prin cutia, sunt totodată și membru al asociației Revenim la Mureș. Ceea ce încercăm noi prin această activitatea cu cutia e să ajungem la ceea ce cred tinerii și e foarte puțin probabil să ajungem la părerile tinerilor pe diferite problematici, cum ar fi coronavirusul, dacă anumiți directori, de exemplu, sunt împotriva acestui program, să zic așa. De fapt, acțiunea cutia, pentru că am discutat-o și sunt oarecum și vinovat de declanșarea lui, avea ca scop o măsurare, în primul rând, a interesului elevilor, al doilea rând, a verificării modului în care la 3 ani de la apariția statutului elevului, acele prevederi din statut erau respectate de profesori și cunoscute de elevi, corect? Da. Și în al treilea rând, de colectat problematica din școli, în sensul în care procesul instructiv educativ în unele școli este formal, vine profesorul și ori începe să scrie pe tablă și nu mai vedeți decât spatele 50 de minute, ori spune, deschideți manualul sau ce aveți materialul de ana, între pagina cu tare și cu tare, conspectați sau rezolvați problemele cu tare și cu tare. Întotdeauna mi-am dorit ca generația noastră să se raporteze la ceea ce înseamnă sistemul modern european de educație. Deocamdată, sentimentul care îl am eu și o spun asta și tinerii care sunt acolo, nu o să vi se cere să vă dezvoltați capacitatea de memorare. Vi se transmite un cumul de informații și vi se cere să le redați cât mai corect. Așa este? Da. Asta se întâmplă și în administrație, să știți, pentru că eu lucrez și în administrația județeană, când cineva se dorește să se angajeze acolo și este, de exemplu, inginer constructor, examenul în proporție de 99% este din legislație. Nu din ce știe despre profesia de inginer, despre ce experiență are, despre prezentarea unui caz, model, cum procedați în situația în care pe drumul național s-a surpat un podeț, ce soluții te... Este întrebat din legislație, legile care reglementează activitatea administrației publice și a domeniului. Și atunci intră în administrație sau obține nota cea mai mare, cel care a avut capacitatea cea mai bună de memorare. Vi se pare corect acest sistem? S-a schimbat ceva în ultimii 2-3 ani de când sunteți atât de prezenți pe ceea ce înseamnă opinia publică ca și tineri? Domnișoară? Mare parte, cred că nu e normal sistemul acesta în care trebuie să memorăm, dar programa vine de la Ministerul Educației. Așa. Și noi, ca și elevi, e foarte greu să facem ceva ca să schimbăm această programă. Așa. Mare parte, multe meserii nici nu există în prezent, pe care probabil noi o să le practicăm și sunt multe aspecte pe care noi nu le învățăm în școală. Nu învățăm cum să vorbim în public, nu învățăm, nu știu, cum să organizăm un eveniment, cum să scriem un proiect și poate unii elevi nu vor să învețe ducea fără noastră, o să-i ajute neapărat în viață. Domnișoara Buda, sigur, programul face ministerul. Zicea domnișoara Cotescă, noi n-avem ce face. Eu n-am intenția să vă îndemn la rebeliune civică. Evident că avem ce face și încercăm să facem ceva. S-a întâmplat pe vremea când noi eram tineri și era Partidul Comunist,
când mi s-a venit cu o idee tâmpită de materie introdusă, socialismul științific ceapă niște concepții, și am refuzat să intrăm la oră. Toți! Și atunci vă dați seama că profesorul, directorul, în momentul respectiv, bine, ieșise un pic din programă și voia să facă un exces de zel, că era un comunist de la bătut în cap. Văzând poziția noastră, n-a avut ce face. Întotdeauna în fața forței mulțimii, nu ai cum, ori pui pe ei tunurile cu apă, ori îi pui gloanțe de cauciuc dacă deveniți violenți, dar când o generație, sau există o solidaritate în manifestare, cel care vine cu impunerea, trebuie să renunțe, nu? De acord. Și atunci, s-au întâmplat sau aveți intenția să, în afară de a constata, și a spune public, și a scrie pe Facebook, pe Twitter, între voi, să mergeți la tot felul de cursuri unde învățați despre arta conducerii, despre metodologii de, știu, comunicare publică cu colegii din generație. Faceți sau puteți face și altceva concret? Bineînțeles că se poate face. Dar bine ar fi să fim și cumva ajutați de către minister, de către profesor, de către director, pentru că noi singuri suntem, majoritatea elevilor sunt minori și nu putem schimba. A, și ce legătură are una cu alta? Știți că sunt copii geniali care la 14-15... Uitați, e Greta Thunberg, da? Da. E un fenomen global, universal. Fetița aia câți ani are acum? Nu mai știu. 16 ani? 15 ani? 16 ani? 17 ani? S-a dus în Consiliul Europei, s-a dus în Organizația Națiunilor Unite, s-a dus în Parlamentul European și le-a spus, how dare? Cum vă permiteți să nu luați atitudine față de nenorocirea care se abate asupra planetei, asupra mediului? Cum vă permiteți să ne distrugeți viitorul? Și sute de oameni acolo cu țăcălia căruntă, oameni cu zeci de ani în politică, cu averi, cu nu știu ce, nu știau ce să răspundă unui copil, unui minor, domnul Șarabu, da? Care a pus o întrebare, cum îți permiți să nu ții cont de viitorul meu? Și atunci, nouă ce ne lipsește, de fapt? Implicare. Curajul. Implicarea. Și curajul. Și curajul? Da. Domnul Costin. Legat de întrebarea care ați fost înainte, da. Cred că un lucru pe care noi am putea să-l facem, adică, uitați, în cazul pe care ne l-ați dat dumneavoastră, dumneavoastră ați trecut direct la un protest. Da. Ceea ce am putea să facem noi, momentan, de exemplu, ar fi o consultare în masă și pe lângă o consultare în masă ar fi o petiție. Așa. Online sau scrisă, mă rog. Da, într-adevăr. Care să o înaintați cui? O, ministerului. Mai întâi ierarhic direcției, direcțiunii sau managementului, inspectoratului școlar, mă gândesc, și după aia ministerului, da? De acord. Și el să vă spună, nu, dacă o să binevoiască, să vă răspundă. Nu suntem de acord cu propunerea noastră privind materiile, modul de predare și capacitatea de organizare a procesului instructiv educativ. Ce faceți atunci? Pasul 2. Ați făcut petiția. Ați trimis-o. Nu, vi s-a răspuns, ne s-a desfăcut-o sau nu vi s-a răspuns? Ce facem? Cred că apelăm la media. Așa. Ok. Și punem bazele unui protest. Un protest care să transmită ceea ce vrem noi să înțeleagă ei până la urmă. Vorbiți de mass media, a patra putere în stat, da? De presă. Da. De acea presă care în mare parte este aservită, mercenară. Știți ce înseamnă onorabilitatea azi în presă? Ca să fii un jurnalist corect, în primul rând trebuie să accepti ideea că nu poți trăi din jurnalism. N-ai cum să trăiești. Jurnalismul astăzi nu este plătit decât la posturile naționale care au reclame, mă rog, de milioane de euro și așa mai departe. În special în presa locală, dar mai ales în presa print și online, nu ai cum să trăiești dacă... Să încerc să nu folosesc expresiuni ortodoxe. Dacă nu te, dacă nu ești sluj în fața cuiva, a patronatului, a unui mecena, a unui sponsor. Dacă nu șantajezi pe cineva, știind despre el că știți patronul firmei respective sau primarul are o mantă, știți, și atunci îi spun, vezi că știu de cazul ăla, dacă îl dau pe presă, putea să te înjure ăștia de nu să ai curaj, de rușine să scoți capul. Sau mai sunt și alte metode în care lansezi fake news-uri. Și știți că fake news-ul te poate îngropa astăzi, că dacă eu spun despre cineva că această persoană, el este pedofil. Fără să am argumente, fără să
dovedesc. Doar al opinia. Știți cum reacționează opinia publică, da? Da. E clar că e pedofil. Păi dacă a zis ăsta, știm că e și om serios, e cărunt un pic la tâmplă, e clar că e pedofil. Îl izolăm, îl ostracizăm, îl pedepsim, îl... Omul ăla nu-și mai poate niciodată reface imaginea. Așa că chestia cu presa, domnul Costin, nu vreau să vă... Îmi place că gândiți un pic idealist, așa e. La carte așa este. Apelăm la patra putere în stat, câinele de pază al democrației, care momentan are botniță sau nu are dinți sau e orb, surd și mut, nu latră. Nu cumva forța stă în dumneavoastră? Da, stă în noi, doar că știți ce e foarte interesant? Noi avem... Paula, cred că tu ai spus că avem nevoie de susținere, implicare. Noi am avea nevoie, de exemplu, și de... Am pomenit chiar de programă. Orele pe care noi le avem, programa care ne este oferită, nu ne oferă șansa, să spun așa, să... Nu știu, să cunoaștem toate, zic, prevederile, ceea ce constă funcționarea instituțiilor publice. Nu să vorbiți serios? În era internetului, când puteți să aflați inclusiv ce culoare are la underwear prințul Harry, astăzi, ca să te documentezi, e suficient să dai două clicuri. Tot așa, două clicuri ai nevoie pentru, nu știu, o oră de matematică, două clicuri ai nevoie pentru o oră de română. Dar există interes în dumneavoastră? Sau este o etapă a vieții, voleți, nu voleți, care trebuie să o parcurgeți, corect? Da. Nu poți merge, nu avem genii care să meargă din clasa 8-a direct în, la Harvard, în anul întâi. Sunt în lume, dar probabil că și în România, dar nu-i cunoaștem. Deci este o etapă din viața noastră pe care ori o acceptăm așa cum este, nu o punem la suflet și trecem prin ea onorabil, mai mult sau mai puțin implicați, ori ne revoltăm. Repet încă o dată. Vă spuneam înainte de emisiune și telespectatorii cunosc punctul meu de vedere. Generația mea n-am făcut aproape nimic corect pentru dumneavoastră. Am răsturnat un regim în 1989, nu am avut ce să punem în loc, am pus neocomuniștii, criptocomuniștii, linia a doua a partidului, după care am tolerat jaful, minciuna, corupția și celelalte elemente negative unei societăți care nu are direcție clară. Am ajuns să avem un 10% din populație extrem de bogată, populată din gulere albe, gulere albaste și gulere gri. O să vă explic altă dată fiecare o semnificație. Mai există o clasă de mijloc care înseamnă un 30%, dar impropriu, pentru că și clasa de mijloc are 3 etaje, în mod firesc. Restul sunt oameni săraci. Sunt mii de copii care se culcă în fiecare seară flămânzi. Se poate vorbi despre societate normală când știți că un coleg de-al noastră de generație sau al dumneavoastră e adevărat stă într-un cătun undeva, în Maramure sau în Bucovina, seara asta n-a avut ce să pună în guriță. Evident. Până la urmă, sistemul de învățământ ar trebui să fie unul caracterizat prin echitate și persoana aia n-ar trebui să ajungă în situația asta dacă s-ar primi burse de ajutor social. Și aici e o altă problemă cu bursele pe care încercăm să o rezolvăm. Nici ala de merit nu vi le dă nu. Primăria. Eu din 11 ani de liceu am primit o singură dată în clasa 8-a. Și n-ați întrebat de ce? Ba da, am mers, am depus solicitări la toate primăriile. Și ce mi s-a spus? Majoritatea primăriilor nu au răspuns, am depus și la toate liceele, unde, mă rog, există un termen de 30 de zile. Așa? Și ce vi s-a spus? Că o să ne trimită, că n-au primit bani, deci probabil nu e problema la ei, probabil n-au primit bani de la minister. Nu. Banii respectivi vin pe o altă filieră, e mai complicat să vă explic, vin direcționați pentru așa ceva. Pentru că bugetul consolidat al statului are două componente, bugetul de stat și bugetul asigurări sociale, unde intră și acest aspect. Problema este că primarii, în mediul rural, dar nu numai, din banii care vin pe anumite destinații, îi deturnează și ce fac? Show-uri, spectacole publice grotești, de multe ori chicioase, unde vin o anume categorie socială sau anumite categorii sociale din acea comunitate, în special persoane de vârsta a treia sau persoanele cu educația, spune, medie sau submedie, și au sentimentul că dacă au văzut-o pe Andra în fundul gol sau pe, nu știu, cine, Horea Brenciu prostindu-se pe scenă sau pe Smiley, ăla cu pantalonii care atârnă între picioare, wow, seara asta am fost, în seara respectivă am fost VIP.
Credeți că acesta este sentimentul pe care o să-l primim și noi în momentul în care o să se construiască al treilea mall în orașul nostru? Eu cred că da. Vedeți, noastră, cultura mall-urilor n-are nimic cu ceea ce înseamnă cultura și educația fundamentată, corectă, stratificată și necesară unei societăți. Mie nu-mi place în mall. În primul rând, nu mă regăsesc în mall ca și client. Nu pentru că mi-aș putea permite să iau un sacou de acolo sau un pantof. Dar mi se pare snobism. Mă duc în mall. Să faci ce? Nu știu. Să mă plimb pe acolo. Bun, dar ce faci de fapt în mall? Păi merg în mall și mă întâlnesc cu colegi. Și am celularul meu Galaxy nu știu cât, am Huawei nu știu cât, ne întâlnim acolo, povestim un pic, stăm pe ea, mergem și bem un, nu știu, ceai, un suc, ceva acolo, urcăm eventual sus la etaj unde e cinema, TKS sau ceva, dar mergem să fim văzuți. Noastră, puteți să-mi dați niște elemente care rezultă din cultura mall-ului favorabile și necesare pozitive generații sau dezvoltările noastre personale? Domnișoară. Mi se pare un lucru greșit să mergi la ceai sau la cafea. Așa? Sau să mergi la film. În mall sau în altă parte? Oriunde. Am înțeles. Mi se pare greșit într-un fel să mergi ca să fii văzut. Da. Eu nu susțin acest lucru neapărat. Pentru că n-ar trebui să te intereseze neapărat imaginea ta și cum te văd alte persoane. Ar trebui ca tu să te vezi pe tine bine. Și aici e o problemă care în primul rând apare de la educația pe care o primești din familie și după la educația pe care o primești din școală. Am înțeles. Și, domnișoara președinte, educația școlară își pierde din efect dacă nu are la bază o educație din familie bazată pe niște principii sănătoase, de moralitate, de comportament, de concept și așa mai departe? Da, chiar vorbeam că odată ce nu ai o educație bine stabilită familială, adică cei 7 ani de acasă, cum bine se cunosc, nu poți nici să faci cumva să te înalți singur în școală, în învățătură. Eu am avut o mare problemă. În perioada anilor 90, când copiii mei erau de vârsta noastră, aveam o afacere. Eram într-o stare de emulație. Lucram de dimineață de la 5 până seara la 11. Și mă gândeam, Dumnezeule, copiii ăștia cresc și îi văd în weekend, în jumătate de weekend, când mă duc cu ei la iarbă verde sau undeva, dar apuc să vorbesc prea puțin față de cât. Și atunci, la un moment dat, am spus, nu e bine ce faci, oprește-te. Cea mai mare investiție a unui părinte în viață sunt copiii. Și am avut de ales între am satisface un orgoliu personal, un interes personal, să apară în lume că am și eu un BMW sau BMW, chiar dacă era de 20 de ani, sau să investesc în copii. Din fericire, m-am trezit la timp. Sunteți de acord că astăzi părinții nu au timp suficient? Majoritatea dintre ei, având una, două joburi, fiind în funcții, mă rog, sau în profesii care le ocupă foarte mult timp. Și vă lasă pe dumneavoastră deci să decideți. Și atunci, sub influența elementelor din societate, mediul social în care sunteți, colegii, poate faceți sport, poate faceți, nu știu, ce altfel de activități de voluntariat, plus internetul, s-ar putea să nu cădeți pe un sistem de valori, cum zicea domnișoara Buda, care sunt principiile de moralitate perene? Evident că s-ar putea să se întâmple acest lucru. Eu și Andrei am fost la un curs, părinți, copii, care a fost facilitat de Diana Sabo, lucrător de tineret, așa, unde am învățat cumva să ne îmbunătățim relația pe care o avem cu părinții și evident că o să fie momente în care părinții nu o să aibă timp sau noi nu o să avem timpul necesar, dar trebuie cumva să găsim o cale de mijloc ca să putem funcționa. Domnul Andrei, n-aveți impresia că ne îndreptăm spre o societate dominată de ginta matriarhală? Adică ajung femeile tot mai des promovate în fel de poziții și atunci uneori vorbim numai când ni se permite. Cum comunicați cu părinții noastre? Prin SMS, pe Facebook, FaceTime, Twitter sau cum? Cam toate metodele. Cam cu toate metodele. Da. Ideea e să ajungem să comunicăm până la urmă. Asta e esența. E posibil să ajungem ca bunicii care stă în același oraș sau într-un sat la 20 de kilometri să-i trimitem un SMS că la mulți ani bunică, în loc să mergem până acolo, să ne uităm în ochii ei, să ținem mâinile la obosite între palme și să ne uităm în ochii ei și să-i spunem la mulți ani? Nu aveți senzația că se întâmplă prea des? Da.
colegul nostru din regie, e ziua dânsului. Dimineața, când am văzut că e ziua domniei sale, i-am trimis un mesaj pe WhatsApp. Dar oarecum astăzi, când am venit, primul lucru, m-am dus să-i spun la mulți ani și în față, pentru că mie mi se pare atât de depersonalizat, de fat, de lipsit de consistență. Ai spus lui fiică ta la mulți ani de ziua femeii. Da, am zis soție, am trimis un mesaj pe WhatsApp. Dacă nu comunicăm și nu reușim să spunem în mod verbal, direct, ca să simt sentimentele celui care vorbim, oare ne atingem scopul? Fiecare dintre noi să vă rog să răspundeți, că după aceea să luăm momentul de publicitate. Domnișoara Guda. Comunicare non-verbală, folosind gadgeturile sau față în față? Eu le aleg pe toate trei. Eu nu sunt din oraș, sunt din Târgu Lăpuș, la 40 de kilometri, și stau într-un internat și nu mă văd cu ai mei decât în weekenduri. Așa. Dar pe timpul săptămânii, în cursul săptămânii, vorbim zi de zi la telefon și prin mesaje și prin FaceTime. Și când ajung acasă, întotdeauna vorbim și avem o comunicare foarte bună. Dacă nu erați în perioada asta și nu era FaceTime, Twitter, Facebook, telefonul mobil, cum eram pe generația mea, anii 70-80, ce făceați? Ne vedeam o dată la săptămână și tot așa. Era mai greu? Da, era mai greu. Dar mai greu. Nu cred că era... Insuportabil. Nu neapărat insuportabil. Nu cred că exista o comunicare așa de bună între părinți copii, dacă nu... Domnul Andrei... Nu mi se pare ok să ne ascundem în spatele unui ecran, dar totodată e o sabie cu două tăișuri, cum a spus și Paula, adică există cazuri și cazuri. Așa. Și eu consider că ambele tipuri de comunicare sunt esențiale, dar evident că comunicarea asta vizuală, reală, are un impact mult mai mare. Și ce s-a întâmplat pe vremea mea, când nu puteam comunica cu părinții, că nu aveam cum pe mijloacele respective, eram pe picioarele mele, ale noastre. O săptămână, cel care avea într-un internat trebuia să se organizeze, să-și desfășoare viața, activitatea, în așa fel încât să meargă la școală, să-și asigure necesarul, să aibă grijă să nu-și facă de rușine părinții sau, mă rog, pe cei de acasă, și avea timp să citească, să comunice, să facă sport și alte activități. Momentul de publicitate și revenim. Campania de primăvară de la Husqvarna are pentru tine oferte de nerefuzat. Ai prețuri promoționale la motoferăstraie, motounelte, mașini și tractoare de tuns gazonul, utilaje pe baterii, motocultoare și atomizoare. Efectuăm și partea de service la produsele achiziționate. Bricolaj Baia Mare, dealer autorizat Husqvarna. Putem scăpa de ochelari fără internare, fără durere și cu o perioadă scurtă de recuperare? Da, este posibil! Până la 30 iunie te așteptăm în clinica Vista Vision Baia Mare să renunți la ochelari cu doar 1199 lei per ochi prin tehnica PRK. Programează-te la 0800 84 782. Vista Vision, Baia Mare, Bulevardul Unirii 18. În 98 am ales să pornim la drum pentru că cineva trebuia să o facă. Să mergem mai departe, zi sau noapte. Am ales poate calea mai grea, dar singura care merita efortul. Am ales cu mintea și uneori cu inima. Pentru că alegerile noastre de azi sunt realitatea de mâine. Promitem să alegem și în următorii 21 de ani cu gândul la viitor. Pornește cu noi pe tualegidrumul.ro. Fan Curier. Oriunde, cu plăcere. Vrei să ai cele mai curate covoare? Spălătoria profesională de covoare ProCarpet este alegere inteligentă. 7 ani de experiență și aparatură de ultimă generație pentru un covor impecabil. ProCarpet, Baia Mare. O lume a tuturor posibilităților, în care trăim, visăm, muncim, o vrem curată, armonioasă, prompt și impecabil de fiecare dată. Housekeeping, ne cunoașteți și creștem odată cu voi. Curățenie profesională în instituții, supermarketuri, hoteluri, case particulare, hale industriale, peisagistică și întreținere spații verzi, dezinfecție, dezinsecție și deratizare, vânzare de echipamente de protecție, facility management, housekeeping, detaliul curățeniei.
Lăsați-vă purtați de inspirație și alegeți covorul ideal pentru căminul dumneavoastră. Toată gama de covoare cu lățimea și nuanța dorită vă așteaptă la magazinul Covorul Fermecat. Covoare clasice și moderne cu un design deosebit, inclusiv pentru pensiuni, hoteluri sau moteluri. Modificările și festonatul sunt realizate la magazinul nostru. Aducem în casele dumneavoastră și brandul Pierre Cardin. Covorul Fermecat, în Baia Mare, pe Bulevardul Decebal. Calitate de nota 10. Tipografia Ceconi, un nume cunoscut în lumea serviciilor tipografice. Trei caracteristici care ne definesc: promptitudine, flexibilitate, calitate. Tipografia Ceconi, tipar pe rotativă, tipar offset, tipar digital. Gama noastră de servicii include prepress, creație publicitară, desktop publishing, prelucrare imagine, descompunere de culoare, editură și finisare. Tipografia Ceconi, cea mai bună calitate la cel mai mic preț. Direct, discutăm cu trei reprezentanți ai tinerei generații despre situația de criză în care se află societatea în acest moment. Am parcurs mai întâi o fază în care am vrut să aflu opinia lor legat de ceea ce înseamnă mediul școlar, relațiile interumane, relația cu familia și vom merge un pic pe ceea ce înseamnă rolul pe care ar trebui să-l aibă aceste forme asociative în exercitarea unei forme de autoritate pentru respectarea legii. Avem în studio pe Paula Buda, președinta Asociației Elevilor Maramureș, pe domnul Andrei Costin, vicepreședinte al Consiliului Județean Elevilor și pe Alesia Daniela Coteț, de asemenea vicepreședinte al Consiliului Județean Elevilor. O mare problemă în România, și vă spun din propria experiență, este lipsa de autoritate. În primul rând, cetățeanul nu are respect față de instituțiile statului. Instituțiile statului sunt timide. Nu știu ce înseamnă prevenția. Legislația fiind relativ corectă și clară, este interpretativă și atunci nu acționează corect încât să genereze efecte, iar românul dintre toate națiile acestei Europe are o calitate unanim recunoscută. E descurcăreț. Da? Se suie românul în tren sau în avion și se duce să lucreze în Londra. Și îl întrebi. Mă, știi pe cineva? Că nu știu. Ai vreo profesie? Eu sunt măcelar, o să văd de ceva acolo. Păi și unde o să dorm? Mă descurc eu. Și ce o să mănânci? Mă descurc. Un curaj de la nebun în care te duci în lume și te dai cu capul de ceva, în timp ce generația noastră se gândește cum să obțină o notă mai mare la BAC, cum să se infiltreze în programul Erasmus sau cum să găsească o bursă la una dintre universitățile de prestigiu, condiție sine qua non, ca să puteți avea o evoluție ulterioară. Generația noastră respectă legea? Aveți un minimum de, cum să vă spun, de înțelegere față de autoritate? Autoritate, mă refer la autoritatea legii, autoritatea părinților, autoritatea școlii. În general, ceea ce înseamnă reguli pe care trebuie să le respectăm într-o societate. Da, consider că respect legea, dar mi se pare că de multe ori legea poate nu e neapărat corectă. Adică, de exemplu, la vârsta există... noastră puteți aprecia corect acest lucru? Da. Sau pe ce vă bazați? Există multe legi care se contrazic între ele și astfel există portițe de scăpare. De multe ori legile ar trebui aplicate în funcție de situația respectivă. Adică nu, doi oameni nu trebuie acuzați la fel dacă au fapte diferite. Trebuie Așa. Să iei în considerare toate circumstanțele respective. Mare parte respect legea. Presupun că vreți să urmați dreptul? Nu știu ce vreau să fac mai departe. Încă nu știți. Vă văd într-un scaun de judecător în care o să spuneți domnul Cristea pentru chestia respectivă, 8 ani de închisoare fără... Andrei Costin. Sau Andrei Costin fără drept de eliberare. Nu știu de ce nu ați aminte. Domnul Ișoară, da. Autoritatea ce înseamnă pentru dumneavoastră ca și regulă socială? Autoritatea eu o percep în mai multe feluri, cum ar fi părinții, instituția școlară, poliția chiar.
legea. Eu personal respect legea, dar aici de nou este o sabie cu două tăișuri. Sunt elevi care respectă și care nu. Sau persoane care respectă și care nu. Da, legea, stați un pic, este negociabilă? Adică... Nu, nu este negociabilă. Este efectiv dată de către... Eram în Elveția, pe un tren, domnul Costin, cum să vorbesc, și mergeam dinspre Versoan, cartier, către General, către universitate. Două tinere, amândouă studente. Amândouă aveau permis de studente, care le permitea reducerea la jumătatea costului călătoriei. În loc de 3 franci, 1,5 franci. Una dintre studente avea permisul vizat cu 2 zile înainte, că altfel expirase, cealaltă nu își vizase din neatenție, din neglijență, nu din neavoință. Urcă controlorul domnul Costin și spune actele dumneavoastră, adică biletele de călătorie, și le spun, avem, știți, permis. Ok, și se uită, vede una dintre ele, domnișoara Alessia, da, aveți, domnișoara Paula, v-a expirat acum 2 zile, nu vi l-ați reactualizat. Și vreau să-i spuneți, da, nu, am uitat, asta este. Scutirea de jumătate, în loc să plătiți 3 franci, ați plătit 1,5 franci. Bazându-vă că nimeni nu va găsi că pe 7 km cu RR-ul nu o să veți fi oprit de cineva. Și vă spune controlorul, îmi pare rău, amenda este de 85 de franci. Și dumneavoastră îi spuneți, caz real, domnișoarelor, stimate domni, la care controlul spune, îmi pare rău, conform reglementării, legea nu știu ce, amenda este de 85 de franci. Și domnișoara Paula îi spune, bun, dar gândiți-vă ca și cum aș fi fiica dumneavoastră. Acum, nu, de la, pentru 1,5 franci îmi dați o amendă de 85 de franci, la care controlorul îi spune, caz real, dar sunt tatăl dumitale. Dar pentru că nu ți-ai prelungit permisul, amenda este de 85 de franci. Păi da, tu o să o plătești. Asta este. Ideea de respect de lege. Propria fiică și-a găsit-o cu permisul expirat. Erau 4 persoane. Eu trăgeam cu urechea de curios, așa, nu știu cum. În România s-ar fi întâmplat acest lucru? Uite, chiar am pățit o situație similară. Ceea ce am pățit eu a fost mai mult din neatenție. Eu chiar aveam biletul la mine, dar uitasem să îl compostez și am primit o amendă, cum e normal. Și chiar am întrebat-o pe doamna controlor, cum ar fi fost dacă aș fi fugit? Și mi-a spus că ar fi pus jandarmii pe mine. Și în momentul ăla am înțeles cam cum funcționează lucrurile într-o situație în care nu m-aș fi pomenit. Interesant cum prima oară credeam că vă referiți poate la o interpretare a legilor sau așa, nu? În sensul că propria fiică fiind într-o culpă legată de o lege, de o reglementare, a trecut dincolo de ceea ce înseamnă relația socială, sunteți fiica mea, și în momentul respectiv eram în uniformă și în serviciu ca și controlor. La noi se spune pe ăsta la amendeau și pe măsa și pe tațul ar băga în închisoare. Și ce-i de condamnat? La noi se confundă spiritul civic cu delațiunea. Dacă vine din Italia un vecin de-al meu și eu aflu că el nu s-a prezentat să-i se facă teste și e suspect de coronavirus, că vine din provincia Lombardia, eu ce fac? Sun la 112 și anunț. Sau la Direcția de Sănătate Publică. În vecin de mine stă o familie, au venit din Italia de Nord, zona de epicentru a epidemiei din Italia și știu sigur că nu au fost. Și evident că se activează niște mecanisme, vin și mă. Vecinul meu ce o să-mi spună? Mulțumesc, domnul Șomoli, pentru spirit civic sau să-mi spună, tarul cu te-a făcut așa de mine, nu? Chiar așa am ajuns vecin să mă împără și la stat? Depinde de vecinul dumneavoastră. Probabil dacă mi s-ar întâmpla mie, depinde de cine ar fi în ipostaza respectivă, adică dacă mi-ar spune un prieten, nu știu, că aș fi eu în situația asta, l-aș înțelege și chiar i-aș mulțumi pentru ce a făcut. Dacă ar fi altcineva, probabil s-ar enerva. Atenție, domnișoara Alessia, vreau să sunteți o persoană conștientă și responsabilă. Ați venit din Italia, știați că trebuie să vă prezentați, adică să intrați în autoizolare, respectiv să vă faceți testul dacă aveți simptome, nu ați preferat să nu faceți treaba asta pentru că suntem în România. În situația asta... Mai contează cine e cel care spune și ce de da, bine. Nu mai contează. Ar trebui să-mi asum, până la urmă, situația și să înțeleg că e pentru binele celorlalți. Ascultam la radio în timp ce mergeam pe casă, emisiune de la un post național. Și intrau oamenii și vorbeam despre coronavirus, spirit civic și așa mai departe.
Și spunea un cetățean, am venit și am sosit acum câteva ore din Italia, cu un autocar. În Austria ne-au ținut 3 ore la frontieră, ne-au băgat pe fiecare pe rând într-o încăpere specială unde am fost chestionați, ne-au scanat, ne-au așa mai departe, ne-au evaluat și ne-au dat drumul pe 3 ore. Când am ajuns la granița românească, șoferul ne-a întrebat, vreți așa sau așa? Ok, păi cât suntem? 40 fiecare așa? A pus 100 de euro în actele mașinii și le-a împins funcționarului de la frontieră. Polițist, vameș, nu știu. Și zice, nici nu ne-a oprit. Și l-a întrebat pe realizator, spuneți-mi, domnule Mândruță, să fiu supărat pe vama austriacă care m-a ținut 3 ore până pe toți ne-a verificat? Sau să fiu fericit că sunt român și la noi la frontieră merg așa? Eu aș fi supărată pe vama română, de fapt. Sunteți convinsă? Da, eu personal. Adică prefer să mi se facă teste și să știu sigură că sunt ok și sunt în regulă și așa este toată lumea, pentru a nu răni persoanele dragi. Dar s-ar putea ca dumneavoastră sau domnul Andrei să aveți acel coronavirus, COVID-ul, și fiind tineri, neavând boli și afecțiuni cronice, să fiți purtători pozitivi, cum se adică nu are efecte negative. Dar, cu siguranță, în jurul nostru sunt persoane în vârstă, da? Sau persoane care suferă de boli cronice. Trebuie să ne gândim și la aia sau contează noi ce... Evident că dăm dovadă de spirit civic în momentul în care ne gândim la oamenii care sunt în jurul nostru, indiferent că sunt sau nu o parte din familia noastră, indiferent că sunt colegi sau nu. Așa gândesc colegii dumneavoastră sau numai dumneavoastră ca lider? Că sunteți și la o emisiune live și trebuie să spuneți frumos ce spuneți. Cred că majoritatea tinerilor se gândesc la colectivul lor. Adică, până la urmă, mi se pare foarte interesant faptul că cred chiar că tinerii din colectiv se gândesc mai mult decât se gândesc instituțiile. Și de ce zic asta? Am observat în ultima perioadă cum a fost și m-a apărut acest subiect, această epidemie. Această epidemie cu coronavirus. Au început să apară săpunul și urtia igienică în instituțiile de învățământ. M-ați adus exact unde voiam. Da, și eu spuneam să nu, acum 3 săptămâni la emisiune, spuneam, domnule, să nu ne isterizăm. Nu era niciun caz încă în România, erau 2 suspecți. Dom'le, hai să nu ne isterizăm. În China sunt mii, în Franța, Italia sunt sute și așa mai departe. Noi nu avem niciunul. Românul e în fibră din aia, nu umblă el cu chestii de-astea de nu știu ce, mișcători de așa, nu știu ce. Ziceam, făceam apel la oameni, nu intrați în panică, nu acceptați ideea asta de cum să vă spun, de... acțiune necugetată, mă duc să fac stocuri de materiale, încep să fac, să profit dacă se poate, mă autoizolez, sun să mi se dea adeverință și stau 2 săptămâni acasă și mă plătește statul cu 75%. Astăzi vă spun așa, statul a fost timid, n-a luat măsurile care trebuiau, nu sunt de acord cu fostul președinte Băsescu care spunea astăzi ritos într-un interviu, România trebuie închisă, frontierele și tot. Chiar așa, domnul Băsescu. Sigur n-avea la bord ceva cu 5 stele. Cum să închizi România când ea depinde de export și import? Ce faci? Și așa, criza socială și politică va genera o criză economică, să fiți convinși de treaba asta. Și atunci mai închidem România și facem ce? De ce e România? Wonderland sau lumea unde totul este în regulă și totul curge, laptele și mierea? În școli. Când s-a declanșat această psihoză, m-am dus în școli, școli generale, să văd condiția și mă așteptam să văd personal instruit, îmbrăcat și la fiecare elev care intră de la clasa 1 până la clasa 8 se uită și îl verifică și îl evaluează. Și când vine părintele și vrea să intre, îi spune nu intrați pentru că am făcut dezinfecție în școală și în clase, nu intrați dumneavoastră, care cine știe la ce cârcium ați fost sau unde umblați, în ce piață sau mall. Sau să se uite la colega doamnă învățătoare sau cum se spune profesor de ciclu primar, scuzați. Și la părere îi spună, doamna colegă, aveți simptome de boală, mergeți acasă. Ei, aiurea, asistenta medicală, socializa cu agentul de pază, o suspectam de stări din alea, știți, de excitație psihosomatică, și în spatele lui intrau copii strănutându-și și părinți, nu știu ce, am dus în băi. Să pun de la cu pompițe, ceva, nu știu ce. Apă rece, că acum pornim noi centrala ca să fie apă de apă caldă.
În clase, imposibil de spus. În licee, ce se întâmplă? De exemplu, la noi în liceu... Spuneți numele liceului, să știm și noi. La Colegiul Național Mihai Eminescu, așa, de o săptămână, cam așa, se face program de dezinfectare. Se dezinfectează tot liceul, inclusiv băi, clase... Adică vin niște tip îmbrăcați așa, SF, și suflă cu pompă sau cum? Acum, asta nu știu sigur, că n-am fost. A, dar li s-a spus că se face dezinfectare. Da. Și asta înseamnă tot perimetru, holuri, grupuri sociale, clase, tot? Așa ar trebui. A doua zi simțiți ceva, că s-a dat cu deodorant ceva? Dar mi s-a spus că se face. Igiena personală în liceul la dumneavoastră. Sunteți de la... Tot de la colegi. Tot de la Eminescu. Colegii? De obicei îi văd cu dezinfectant la ei, chiar o mare parte, sau chiar ne împărțim dezinfectant. Sunt lavete din alea, sunt pufuri din alea... Sunt foarte multe metode. Bactericide, da? Și? Consider că precauția ne stă ca una să mânecă. Se face o promovare agresivă a modului de manifestare a acestor epidemii. Noastră, cum să nu uitați, sau colegii noastre, cum să nu dăștoșesc în colțul, spuneți-mi și mie dacă nu e imbecilitate, să strănuți în colțul, în cotul hainei. Păi dacă orice om normal n-are la un șervețel de hârtie sau batistă, ia un batistă de pânză, eu sunt din generația anilor 50. Cum adică să strănut în cotul hainei? Și pe aia mă duc în clasă. Avem, suntem, se discută așa ceva de fapt în pauze sau când sunteți acolo? Nu. Sau luați în râs chestia asta? Hai mă, coronavirus, hai să vorbim de colectiv mai bine. Ce s-a întâmplat la colectiv? La dumneavoastră? Sunteți de la Lucaș? Eu fac parte din Colegiul Național Gheorghe Șinca și consider... Creme de la creme. Consider că situația de igienă e relativ ok la noi în liceu, dar am fost în vizite în alte licee unde elevii nu aveau săpun sau hârtie igienică sau alte servicii pe care i-a ajutat. Și ce mă deranjează atât la mine în liceu cât și în alte liceu e faptul că cabinetele medicale nu sunt deschise pe toată perioada orelor de curs. Uh-huh. Asta se numește, în măsura contest, spiritul șincaist. Adică, mă, fie lumea cât de rea, tot mai bine în colegiul nostru. Adică noi, la vorba... Nu. Sunt chestii din alea amplasate pe holuri, undeva puteți opri să faceți un pap, puf, nu știu ce, și e substanță de aia bactericidă. Nu. În băie există niște condiții speciale sau sunt niște suporți unde se află lavete de alea speciale pentru dezinfecția mâinilor sau ceva? Nu avem spun accesul normal. În școală și din afara din școală. Colegii dumneavoastră se duc să fumeze, unu. În partea dreaptă, către sediul protecției civile, unde e grădinița, da. Sau se duc în spate la AGPIS, unde e instituția unde fac plățile sociale. Ies, da, pe stradă, corect, trec pe lângă populația băimăreană, care este mai colorată, mai albă, mai caucaziană, mai așa, fumează acolo, așa mai departe, vin, calcă pe, iertați-mă, mizeria de pe jos, care poate fi și flegmă, tebecis, pe care intră în clasă, în școală, în clasă. Nu mi se pare că un pic că aici a luat o raznă sistemul școlar? Nu, pentru că oricum de afară venim. Ceea ce ar fi indicat ar fi să avem soluții cu care să ne dezinfectăm pe mâini sau să ni se țină prezentări referitoare la igiena noastră, mai ales că suntem în această situație, s-ar putea implementa în toate liceele, dar... Nu mi se pare neapărat. Deci ține de drepturile persoanei, se poate ieși la fumat din afara școlii. În mod normal, dacă... Nu se pot organiza niște locuri speciale de fumat în curtea școlii? Ba da, s-ar putea, dar această decizie ar trebui aprobată de direcțiune. Și e contrară regulamentului de funcționare a școlii. Da. Adică culmea face elevii. Dar elevii de 18 ani pot să iasă din incinta liceului. Eu am văzut și elevi de 16 ani. În mod normal, la noi în liceu, din câte știu, ieșirea se face pe baza buletinului, cărții de identitate sau în situația în care ai o adeverință sau... Băieții aia frumoși, ca și niște carabinieri italieni, aia sunt paznici, agenții de la poartă? Aia sunt cei care verifică. Păi, noi avem elevi de serviciu, dar avem și portarul care stă la poartă. Bă, da, care seamănă cu un carabinier italian, 1,90 m, obținută de aia de alterofil. Am înțeles. La dumneavoastră ce se întâmplă? Noastră mergeți și fumați în spate la Pașapoarte sau în Parcul Mara, colegii noastre, nu? Da, sau acolo, între blocuri. A, acolo între blocuri. Da. Și eu sunt pentru drepturile omului, libertatea. Vrea să fumeze, sunt plămânii lui, sănătatea lui. Dacă pe el mă deranjează, nu stau lângă el, nu vreau să fiu fumător pasiv. Dar ieșit-o ăsta din școală, știm că regulamentul nu permite și atunci apare o formă de complicitate între
conducere, profesori, elevi, ce zic părinții? Majoritatea părinților nu știu că copiilor fumează. A, toți au apă de aia de gură, pufuri și... Nu știu. Păi e corect așa? Păi ce mi-ai spui? Ascultă, bătrâne, ar trebui să mărești alocația săptămânală pentru că pachetul s-a scumpit de la 18 lei la 20 de lei sau câte un pachet de țigări. Bine, ești întoarcem din rău la discuțiile dintre elevi, mă rog, dintre tineri și părinți, care în multe cazuri sunt inexistente și aici e o problemă care vine din ambele părți. Ne-ar mai trebui 50 de minute, cred că și-a dat drumul domnul Costin. Deci am convenit că statul a reacționat, dar timid și ineficient, așa-i? Și totuși la noi încă n-avem niciun mort de coronavirus. Ne gândim că vin sărbătorile pascale și vin din Italia, vin din Spania, din Germania, din Franța. Ce se va întâmpla? Spuneți-mi ce ar trebui să facă cei de la școală pentru a vă proteja? Să suspende cursurile, m-au anunțat colegii de biologie, prin amabilitatea lor am aflat că s-a luat decizia ca în intervalul 11-18 martie să fie suspendate cursurile școlare de la învățământul preșcolar până la cel universitar. De acord? Da. Motivul? Mi se pare că suntem într-o situație de urgență care nu este propice învățării și dezvoltării elevilor. Ar trebui să se găsească în această perioadă soluții și probabil o parte dintre soluții ar fi dezinfectarea școlilor, aducerea echipamentelor pentru dezinfectarea elevilor și poate chiar să se țină prezentări referitoare la situația respectivă. Doamna bună, eu nu s-ar putea să fie suspendată și activitatea de la Consiliul Județean? Sau de la firma privată unde lucrez? Sau de la televiziune? Eu nu sunt într-un risc? Ba, toată lumea este într-un risc. Deci ar trebui să suspendăm toată activitatea? Să nu mai muncească nimeni în România și să facem ce? Ești brutal, măcar să avem pâine? Din punctul meu de vedere, suspendarea orelor de curs sunt și nu sunt o soluție benefică. Da? De exemplu, se pot lua măsuri mai mari de precauție să se igienizeze colț, fiecare colț din instituțiile școlare sau, de exemplu, dacă tot vorbeam despre mersul afară la fumat să, și de călcat în mizerie, să se dea botoșei din aia cum se dau la spital sau să fie, de exemplu, cum a zis și dumneavoastră, pulverizatoare din alea pe holuri unde să fie dezinfectant. Se pot lua măsuri mai mari de precauție decât suspendarea cursurilor. Nu, Costin, dacă fiecare din noi am fi conștient de responsabilitatea civică care avem, în primul rând față de propria sănătate și apoi de acelor din jurul nostru, aceste măsuri, inclusiv suspendarea cursurilor, ar mai fi necesare? Da, cred că ar fi necesare, pentru că totuși, până la urmă, un mod de precauție. De exemplu, dacă ne uităm și în alte țări, cum ar fi Italia, poate dacă școlile s-ar fi închis la timp, nu s-ar fi ajuns unde se află acum Italia. Iar chiar ceea ce se întâmplă acum, faptul că închid timp de o săptămână, poate chiar își doresc să monitorizeze activitatea, cam cum ar influența suspendarea orelor de clasă timp de o săptămână pentru prevenția. Am înțeles. Sunteți niște tineri deosebiți, mai avem un minut și jumătate. Încerc să trag concluzia. Mi-a făcut mare plăcere să stau de vorbă cu dumneavoastră și vă rog să-mi promiteți că o să mai reveniți în emisiune cu mine. Să discutăm și alte aspecte punctuale. În altă ordine de idei, vedeți dumneavoastră, mie mi se pare inuman tu ca și autoritate, guvern, să spui românilor din Italia, nu veniți acasă, rămâneți acolo, că vă puneți în pericol familiile pe care le iubiți în țară. Adică, dacă eu mi-am terminat sejurul din Italia sau am lucrat acolo pe un contract determinat, rămân acolo să fac ce? Propria mea țară îmi spune autoritatea, nu veni acasă. Pe de altă parte, sunt în țară și mi se spune că dacă am simptome sau dacă vin în Italia, trebuie să mă autoizolez 14 zile, să nu-i pun în pericol pe cei din jurul meu, eu nu o fac. Eu mă duc în mall, mă duc și socializez, mă duc la pub, mă duc nu știu unde vreau, pentru că eu sunt bine și nu mă interesează ce spun alții. Eu cred că dacă românii am fi un pic mai civilizați, am învățat că igiena personală, spălatul pe mâini și comportamentul în momentul în care ai anumite acțiuni biologice care generează disconfort, le-am ține sub control și nu m-aș apropia sub 2 metri de dumneavoastră dacă știu că strănut sau tușesc. Din respect. Și gestul datului mâinii, care este un gest elementar de politețe, poate fi scuzat într-o condiție de criză cum este acum. Nu cred că statul ar trebui să intervină, să-mi spună mie ce să fac ca să mă protejez propria sănătate.
Cred că, în primul rând, eu, prin educație, comportament și spirit civic, ar trebui să fac ceva în care să fiu în folosul celor din jurul meu și, evident, al meu personal. Nu sunteți de acord? Ba da. Ba da. Sunteți niște copii deosebiți, iertați-mă, niște tineri deosebiți. Generația dumneavoastră va fi cea care probabil va rezolva și va reglementa foarte multe din problemele unei societăți care am sentimentul uneori că pendulează între mediocritate și submediocritate. Nu vom reuși să schimbăm și să devenim o țară ca Franța sau ca Elveția sau Germania, unde scrie când urcă munte, ocrotiți natura, ne iubim țara, dar nu la modul declarativ, ci la modul faptic, și că nu o să veți fi cei care, la un moment dat, veți pune punctul pe ei. Și veți spune, generația de dinozauri out, am venit noi, cei pregătiți, afară sau înăuntru, și noi vom decide acum ce trebuie, cum trebuie și ce este bine pentru țara noastră. Vă mulțumesc mult și vă mai aștept și în alte emisiuni. Doamnelor și domnilor, o discuție interesantă cu trei tineri, un pic mai timizi, sunt la primele apariții televizate, dar fiți convinși că data viitoare n-am să pot să scot un cuvânt de ei. Vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit. Bună seara!